Rapoartele oficiale arată că județul Prahova a fost cel mai afectat de viiturile și inundațiile din ultimele zile. Conducerea județului a dispus efectuarea de evaluări în toate localitățile care au fost lovite de dezastrele naturale, urmând să se emită un proiect de hotărâre de guvern pentru acordarea de ajutoare financiare de urgență prahovenilor care au rămas fără nimic după potop. S-au înregistrat foarte multe pagube în județul Prahova, vorbim peste 200 de gospodării și peste 130 de anexe, 60 de poduri și podețe și de asemenea drumuri locale și drumuri județene. Din păcate am înregistrat și 5 victime în județul Prahova, 4 copii din comuna Sângeru și un adult din Breaza. Continuăm, n-au fost abandonate căutările celui de-al patrulea copil și încercăm să sprijinim cât de mult putem comunitățile afectate de aceste fenomene meteo și hidropericuloase. Încercăm să sprijinim material familiile aflate la nevoie prin ajutoare de urgență acordate de AJPIS. Prezent ieri în comuna Sângeru din județul Prahova, una dintre cele mai lovite de fenomenele meteorologice extreme din ultimele zile, ministrul apelor Ioan Deneș a promis oamenilor din zonă că se va efectua în regim de urgență o lucrare hidrotehnică, în scopul protejării caselor de furia apelor. Până la finalizarea lucrării, care ar putea dura câteva luni, se va improviza un dig la Sângeru, a mai spus ministrul.